Dorim să ne spuneți, vă rog frumos, la ce s-a gândit administrația din Israel când a dorit să se înfrățească cu Mangalia? אם את יכולה להגיד מה היה בכוונתם של המנהיגים ושל ההנהלה של עיריית קרמיאל כשהחליטו לעשות את הקליטה של ערים תאומות בין קרמיאל למנגליה. טוב, אז קודם כל אני רוצה להגיד שראש העיר לא יכל להגיע ואני מייצגת פה את העיר היום. În primul rând vreau să ne scuzăm pentru faptul că primarul orașului nu a putut să reprezinte orașul și eu ca viceprimar am venit să reprezint Carmen. ראינו שיש להם ראש עיר צעיר ונמרץ שמעוניין לקדם את כל נושא התעשייה, הספורט, התיירות, החינוך, וחשבנו שיש בהחלט מה לתרום הדדית. În cadrul vizitei care a avut loc acum un an, am avut ocazia să vedem că Mangalia are un primar tânăr, energetic. Sunt multe baze de colaborare, atât în domeniul industrial, cultural, sportiv, pe domeniul învățământului, în domeniul medical. Și am considerat că acest lucru poate să deschide noi porți de colaborare pe diverse planuri spre bunul și spre prosperitatea locuitorilor celor două orașe. În viitorul imediat apropiat vom vedea o investiție din partea dumneavoastră în Mangalia sau în zona de sud a litoralului? Haim Bazmana Karov, ești tocniot și tufei pe ula, betumim șonim? Anahnu, betchelat atalih, אני מאמינה שיהיו דברים כאלה, לנו יש ערים תאומות עם עוד מדינות, ורומניה זה העיר הראשונה שאנחנו חותמים איתה, ואנחנו בהחלט נראה תוצאות. Noi avem, Carmielul are încă câteva orașe înfrățite în diverse locuri în lume. Cu toate orașele înfrățite avem diverse platforme de colaborare în diverse domenii. Orașul înfrățit cu Carmielul Mangalia este o înfrățire destul de tânără încă. Vom verifica toate bazele și toate lucrurile care poate să aducă la o colaborare în toate domeniile posibile. Sunt două, trei lucruri pe care deja le-am cam stabilit. Și concret, în schimburi de experiență între tineret, pe plan cultural, ceva pe plan sportiv la început, și suntem convinși de asemenea și avem toată încrederea în domnul primar Cristian Radu că toate lucrurile pe care le vom stabili să vă și înfăptui. Vă mulțumim frumos! Ce investiții să vor preconiza în zona Mangaliei din partea izraeliană? În momentul când ne-am deplasat anul trecut acolo, vă spuneam că orașul Carmiel este un oraș nou, exact cum a spus și doamna viceprimară, doamna Șula, că sunt peste 100 de fabrici. Ne dorim și noi, Mangalia, să avem mai multe fabrici, să avem locuri de muncă bine plătite. De asemenea, vrem să investim în educație foarte mult, să facem un schimb de experiență în educație, vorbim de turism, vorbim de sănătate. Avem aceste posibilități. Dumnezeu, într-adevăr, au experiență în domeniul, de asemenea și noi. Aceste înfrățiri sunt bune pentru comunitate. Ele trebuie să meargă dincolo de o vizită a primarului în orașul respectiv și de făcut patru poze, ci trebuie comunitatea să aibă, să aibă aceste beneficii. Acest lucru facem astăzi, anul acesta. Ați văzut invitația doamnei Șula pentru vara aceasta, pentru, și de asemenea așteptăm și pe copiii din Israel, îi așteptăm în Mangalia, pentru că au ce să vadă în Mangalia. De asemenea și noi avem ce să vedem și ce să învățăm de la dumnealor și le mulțumim că astăzi sunt în Mangalia. Very good. Good. Nice to meet you. Happy. My dear. Good mayor. Good mayor. Santa Jotem is No, for me. This is yours. Okay, thank you very much. Oh my goodness. Thank you very much. I can still hear. Doamna zice că cu cheia asta se poate și fura. Asta e glumă. Thank you very much. Vă mulțumim foarte mult. Thank you very much.